Stimați telespectatori, vă spunem din nou bun găsit în cadrul emisiunii Casa din Betania. Să comentăm pentru telespectatori dialogul care are loc între cei doi, Lazar pe de-o parte și Părintele Avram și pe de cealaltă parte bogatul nemilostiv. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și ce rezultă de aici? Că era în perfectă stare de conștiință. S-a înșelat amarnic, crezând că după moarte nu mai există nimic. S-a înșelat amarnic în doctrina falsă că dacă mori, ești mort. S-a convins că a trecut peste pragul morții și nu numai atât, că a supraviețuit cu întregul său intelect, cu întreaga sa capacitate interioară, dar își amintea și de experiența pe care a avut-o pe pământ. Știa că provine dintr-o familie religioasă, că are frați religioși care țin cărțile lui Moise și mesajele profeților undeva pe raft și nu mai au nevoie de ele, pentru că și ei și-au ales aceeași soartă, să împărtășească modul de gândire a oamenilor care nu cunosc pe Dumnezeu. Și se face aici o mențiune. Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav mă chinuiesc în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune, bune pentru omul de din afară, mâncare, băutură, distracție, poftele și patimile, fără nicio perdea, fără niciun control. Tu pe pământ ai ales tot ceea ce ți-a plăcut și a fost bun pentru omul de din afară. Iar Lazar și-a ales tot ce este rău pentru omul de din afară. În ce sens? Pentru că cei ce se încreștinau erau predispuși prigoanelor, torturilor, arestărilor, martirajului. Și oamenii de afară considerau că creștinii sunt nebuni. Pentru lumea cealaltă pe care n-a văzut-o nimeni vreodată, ziceau ei, cu toate că s-a revelat de atâtea ori, se expun la așa sacrificii inutile și renunță la bucuria de a-și trăi viața aici pe pământ, așa cum a trăit-o bogatul. Dar Lazar a considerat că ceea ce ei considerau rău, Lazar și-a ales lucrurile rele pentru omul de din afară, dar și-a ales lucrurile bune pentru omul de dinăuntru. Și afară de asta, între noi și voi este o prăpastie de netrecut. Între omul religios și moștenirea lui după moarte și între omul credincios și moștenirea lui după moarte există o prăpastie de netrecut. Avea să rămână în locuința morților, conștientizându-și gravitatea fără de legilor pe care le-a săvârșit în necredința lui. Și era chinuit de această văpaie interioară, căci iadul avea să vină mai târziu, după înviere și judecată. În tot ce a crezut, în toate concluziile pe care și le-a formulat privind concepția despre lume și viață, în sensul că nu este Dumnezeu, nu este viață veșnică, nu este nicio responsabilitate în fața nimănui, a fost înșelat amar, a fost decepționat și chinuit sufletește, chiar în perioada aceasta preventivă, în timp ce Lazar
era fericit că tot ceea ce el a crezut prin adevărul pe care l-a cercetat și prin concepția pe care și-a formulat-o despre lume și viață s-a împlinit fără greș. A supraviețuit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Și acum, dacă se face mențiunea că este imposibil să-și moaie degetul în apă, unde să-și moaie degetul în apă? Simțea nevoia să primească ceva sufletul lui, omul de dinăuntru, pentru că îi lipsea, nu s-a ocupat nici cu Scriptura, nici cu apa vieții, nici cu cuvintele lui Dumnezeu și simțea acum această sete, dar era prea târziu. Și când i s-a spus, este o prăpaste de netrecut atunci, bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri. Ce să le adeverească? Să le spună despre prăpastea care există între omul religios care a devenit ateu fără să-și părăsească religia. Și acesta este cel mai mare pericol. Mă adresez telespectatorilor având o experiență îndelungată, decenii în șir la noi în țară. Am găsit atâția creștini cu numele, atei nedeclarați, oameni religioși care își îndeplinesc obligațiile frecventând biserica o dată sau de două ori sau de 10 ori pe an, că nu contează, dar care în taina nemărturisită a sufletului erau atei. Mai am 5 frați. Să trimiți pe cineva care să le adeverească aceste lucruri. Să nu vină și ei în acest loc de chin. Să nu mai vină și ei împreună cu mine. Probabil că acesta era cel mai vârstnic dintre cei 5 frați. Și trecând peste pragul morții, avea sentimentul de milă. Ați mai auzit dumneavoastră ca morții să se roage pentru cei vii? Să aibă sentimente de milă pentru cei care au rămas în viață? Noi zicem că cei care trec peste pragul morții sunt fericiți, că au scăpat de toate necazurile, de toate frământările în lupta pentru existență și se odihnesc. Dar aici să împărtășească sentimentul acesta de milă pentru frații lui, fiind conștient că vor ajunge și ei în locul unde a ajuns el, pentru că și acești frați ai lui erau tot religioși, atei nedeclarați. Și se face mențiunea. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci. Să asculte de ei. Au pe Moise. În limbajul folosit de către Domnul Hristos, prin cuvintele au pe Moise, se referea la cele 5 cărți ale lui Moise. Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronomi, supranumit cea de-a doua lege. Aveau întreaga Toră, așa era numită de către evrei, Tora, legea lui Dumnezeu. Și mai spune, au și mesajele prorocilor. Nu trebuie să trimit pe cineva înapoi să le dovedească realitatea vieții veșnice și supraexistența după moarte. Pentru că în legea lui Moise se scrie despre așa ceva. În mesajele prorocilor se menționează despre aceasta. Și mai face ultima mijlocire. Nu, părinte Avrame, a zis el, și dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Am întâlnit în creștinismul nostru tradițional că și noi suntem tradiționali și nu ne putem extrage. Cu prilejul sărbătorii Paștelor, oamenii se salută prin niște cuvinte extraordinar de importante și valoroase. Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Vine răspunsul.
Chiar crezi că a înviat Iisus Hristos? Păi, e posibil, că așa am învățat la școală. Dar crezi că există o înviere a morților? Dumnezeu știe că nu s-a mai întors nimeni înapoi să ne aducă vreo dovadă. Exact concepția pe care o avea bogatul, care face mijlocire pentru frații săi. Nu, părinte Avrame, a zis el, bogatul, și dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, dacă au scripturile în casa lor și nu le citesc și nu le cred, atunci nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva dintre cei morți și s-ar întoarce înapoi. Nu este aceasta starea noastră spirituală luată global? Argumentul forte. Nu pot crede că există viață după moarte. Că nu s-a mai întors nimeni înapoi să ne dovedească această realitate. Observăm aici două lucruri interesante. Bogatul îi reprezintă pe toți oamenii care s-au lăsat absorbiți de mediu, de cultura neamurilor, de obiceiurile păgâne și de tot ce este josnic, pierzându-și credința în Dumnezeu. Aceștia vor ajunge exact ca și bogatul. Înainte să ajungă la înviere și la judecată și la pedeapsa finală, din ceea ce Biblia spune iazul de foc, care este moartea a doua, înțelegând prin aceasta despărțirea totală și definitivă față de Dumnezeu, el suferă chinurile produse de propria lui conștiință, știind că atitudinea lui este pasibilă de pedeapsa maximă. Și pe latura cealaltă, Lazar este un simbol al tuturor celor ce și-au pus încrederea în Dumnezeu și n-au alergat oamenii aceștia care și-au pus încrederea în Dumnezeu, socotind prioritatea numărul 1, nevoile pentru omul de din afară. Dar ceva amănunt cred că e necesar să completez aici. Nu este păcat ca cineva să fie preocupat, să-și agonisească lucruri materiale de care are nevoie, să aibă o casă, să aibă un serviciu. Și chiar dacă cumva reușește să progreseze, să facă un anumit business rentabil, atât timp cât omul le poate ținea sub control, fără ca acestea să-i absoarbă toată energia și să nu mai aibă posibilitatea să se îngrijească de omul de dinăuntru. Și în felul acesta, pentru noi, se desprinde o mare învățătură. Pilda Mântuitorului, oricare om ar fi încercat să o prezinte în felul acesta, n-ar fi fost demnă de luat în considerație, pentru că oamenii n-au ajuns să se convingă de realitatea lumii spirituale, așa cum Mântuitorul nostru Iisus Hristos vine din această lume spirituală, cunoaște legile cerului și cunoaște tot ce se întâmplă cu destinul neamului omenesc, fie într-o direcție, fie în alta. Aș dori așa de mult să înțelegem acest mare adevăr, că trebuie să stăm la răscrucea drumurilor și să ne alegem. Bogatul și-a ales tot ce a fost plăcut, satisfăcător, distracție, viață ușuratică pentru omul de din afară. Iar Lazar și-a ales tot ce este desăvârșit și frumos pentru omul de dinăuntru. Și n-a prețuit chiar așa de mult. Deși am subliniat, este o extremă cu Lazar, că a ajuns până acolo să vină și câinii să-i lingă bubele. Este o ilustrație așa oarecum dezgustătoare. Dar Domnul Hristos, dacă folosește limbajul tradițional pe care îl foloseau iudeii, atunci câinii aceștia puteau să reprezintă oameni care nu erau izraeliți și care aveau mai mult sentiment de milă pentru cel nevoiaș decât evreul care avea legea lui Dumnezeu în casă. Și aici se pune problema că până și câinii
mână și acei oameni care nu cunoșteau pe Dumnezeu. Erau pătrunși de sentimentul de milă activă și venea să-i aline durerile, lingându-i bubele. O altă ilustrație mai puternică nu se putea oferi în această circumstanță. Așadar, și animalele acestea, prezentate prin comparație cu neamurile, erau cu un pas înaintea acestui om bogat, care avea cunoștința necesară, era religios și în același timp ateu nedeclarat. Păzește-ne, Doamne, de acest pericol și nu ne lăsa să avem o anumită formă de credință lipsită de puterea tămăduitoare a sufletelor noastre, care să ne ducă la o generare și la o regenerare pe planul vieții spirituale pentru omul de dinăuntru. Deci, în concluzie, am înțeles că chipul lumii acesteia este modul pe care îl au oamenii în gândirea lor din fiecare generație. Se schimbă preferințele după cum progresează în știință, în tehnică, în toate lucrurile. Cu câteva decenii în urmă, nimeni n-avea pasiunea pentru internet, nimeni n-avea pasiunea pentru televizor, nimeni n-avea pasiunea pentru lucruri care efectiv nu existau. Dar pe măsură ce progresăm, rafinamentul pretențiilor umane crește tot mai mult în dauna valorilor spirituale. Și consider că e foarte important să ne gândim acum dacă Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la El, să nu ne rușinăm de ceea ce a rostit Avram. Au pe Moise și pe proroci, dar noi avem ceva mai mult. Îl avem pe Moise, că Tora încă a rămas în vigoare pentru evrei. Avem mesajele prorocilor, dar avem învățătura Mântuitorului, care se ridică deasupra acestor servitori, pentru că El, Mântuitorul, era în calitate de stăpân. Așadar, dacă frații bogatului n-aveau scuze și nici bogatul n-avea scuze să se treacă în rândul celor neștiutori, pentru că aveau cunoștință, nici noi nu putem să trecem în categoria celor neștiutori, ca Dumnezeu să aibă circumstanțe atenuante pentru noi. Ne-am născut creștini, ne lăudăm că suntem creștini, ba chiar am moștenit credința de la strămoși. Și totuși, acești creștini, cu moștenirea atât de generoasă a educațiilor pe care le-au primit de la creștini, am rămas în majoritate, că nu putem generaliza, mai sunt și oameni care sclipesc de frumusețe, chiar și la cultele dominante, istorice, am întâlnit așa oameni care sclipesc de frumusețe și care au o părtășie reală cu Dumnezeu. Necazul este că sunt prea puțini la număr. Iar acum cultele evanghelice, pe măsură ce se scurg deceniile de la o generație la alta, împărtășesc aceeași experiență. Majoritatea confesiunilor au început cu intențiile cele mai bune și au atins performanțe valoroase. Și pe măsură ce s-a scurs timpul, au suferit un declin continuu. Să ne ajute Domnul să putem păstra credința și să excludem formalismul și tot ceea ce ține de artificii în modul nostru de închinare, în modul nostru de predicare a Evangheliei și în modul nostru de viață pe care trebuie să-l oferim în permanență după îndemnul Mântuitorului. Să fim lumina și sarea pământului și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Mai avem, cred, eu știu, câteva minute, un minut, două, până vom încheia această prezentare pentru dumneavoastră, telespectatorilor, și sper că ați dedus și ați înțeles cât mai bine ceea ce a vrut să însemne această pildă pe care Domnul Iisus o spune. În circa 3 minute, poate că vom avea timp să concluzionăm despre ceea ce ați amintit aici, referitor la cele două categorii, cele două destine care sunt reprezentate prin cei doi, cum am aminteam. Așadar,
Da. Noi nu suntem întemnițați. Nu suntem sclavi să fim obligați să executăm poruncile ispititorului. Noi suntem liberi. Dacă am căzut în această contaminare ideologică, dacă ne-am pierdut credința, dacă ne-am dedat și noi să satisfacem numai preferințele de moment ale omului de din afară, pe care oricât de mult l-am îngriji, nu scapă de fenomenul îmbătrânirii, atrofierii și morții. Iar omul cel care are menirea să trăiască veșnic, să fie incapabil să-și câștige valorile necesare pentru ca să se bucure de ceea ce Biblia ne vorbește prin cuvintele despre viața eternă. Aș dori așa de mult, în concluzie, dacă am împărtășit aceste concepții ale bogatului, mai citesc o dată din Roman, capitolul 12. Așa de frumoasă este imaginea. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, și cred că am înțeles sensul, ci să vă transformați prin modul vostru de gândire, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să nu mai dați mădularele voastre în slujba păcatului, ci dați-le în slujba neprihănirii, pentru ca să vă bucurați de viața veșnică. Și Domnul să completeze tot ce mai lipsește.